Vreau să vă întreb un lucru apropo de impozitare, pentru că e foarte important de lămurit, tot în cheia pe care dumneavoastră ați deschis-o. Știm că România e o țară plină cu special, de la pensii speciale primite yeah. nejustificate de unii cetățeni, da? de zi, sute de milioane, zeci de mii de lei pe lună, fără nicio justificare, da. doar că au avut grijă de niște politicieni să nu intre în pușcărie. Uh, mai avem special prin Parlament, mai avem special peste tot, avem special, dar mai avem o categorie, sigur, uh, iar nu-i vina nimănui aici, guvernele au decis asta, IT-iștii, cei care lucrează în IT. Acum guvernul a zis, domnule, bun, ok, cine câștigă peste 10.000 de lei pe lună, plătește tăiete impozit. Bun. Uh... Noi, la, de exemplu, la jurnaliști, la orice altă categorie, noi, dumneavoastră, yeah, yeah, yeah. în domeniul dumneavoastră, nu știu dacă ați avut, eu n-am avut niciodată vreo scutire de ceva, Tot eu am plătit. Chiar din contră, noi contribuție noastre jurnalistilor pentru pensii și toate cele yeah. necesare sunt mult mai diminuate și mai mici și nu avem uh, valoarea unui contract de muncă în raport cu ceea ce muncim noi. Ceea ce mi se pare, dacă vreți, în, în detrimentul și dezavantajul nostru față de ceilalți care nu plătesc, dau mai multe, deci un it are mai multe beneficii, dar plătește mai puțin bani, eu plătesc mai mulți bani, nu jurnalistul, dar are mai, mult mai puține... E o împărțire deci, de favori da, în societate uh... care creează inechități și conflicte uh... între oameni și îi pune unii împotriva altora. Cum vedeți că dumneavoastră creșterea sau introducerea impozitării uh, la cei care sunt din IT în acest moment? Credeți că e o măsură bună, pozitivă sau din contră pentru că noi știm că noi știm și da. dați în voie să finalizez întrebarea, da. pentru că am, am o reactualizez un pic, noi știm că IT-ul produce servicii cu valoare adăugată, produce servicii pentru România, dar foarte mult servicii pentru afară, în afara spațiul european, spațiu non-european, da. unde în vânzarea respectivului bun nu de către România, ci de către firma mamă, costă mult mai mult decât ne imaginăm noi. Aici doar în România este dat it să lucreze pentru 2, 3, 5 mii de lei pe lună, 6 mii, 7 mii, dar mă refer la cei până în 10 da. mii de lei, iar ceea ce a muncit el are o valoare de 10, 5, 6, 7 ori în afara, în afara României. Filozofia de impozitare, filozofia fiscală în România este eronată structural. Da? Noi trebuie să deplasăm, deci ca să răspund punctual la întrebarea noastră, nu impozitul IT-ului IT trebuie să Crească, ci impozitul celorlalți trebuie să scadă. <laughs> da? Impozitele pe muncă. Bun, 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 da, da, da. Nu mă și impozitele că... pe profit trebuie să își diminueze importanța și trebuie să punem mai mult accent pe impozitarea la bază a consumului de resursă naturală. Pentru că, principial, noi te supunem de la principii. Care sunt principiile? Principiile sunt principiile de bun simț. Ce, cine consumă mai multe resurse din societate? decât ar avea dreptul moral, dacă vreți, cota parte indiviză, nu? Că suntem 8 miliarde de oameni pe pământul ăsta sau 20 de milioane în România, avem resurse naturale ale României, da? Și cine are dreptul și utilizează mai mult decât ar fi fost normal să utilizeze că Dumnezeu ne-a lăsat pe pământ împreună cu cota parte indiviză, el nu ne-a luat bani, da? Și fiecare, dacă împărțim populația României la suprafață, o să vedeți, avem dreptul la un hectar. Toți. Grosomodo. Fiecare, da. Și zic că ne ajunge. <laughs> Sigur că aici e o discuție. Unde e? Că e urban, că e rural, ce faci cu el, ce e sub el? Dar nu intru acum în da. chestiunea asta, da? Dar e clar că noi avem dreptul la a folosi pământul, că așa ne-a lăsat Dumnezeu pe pământ, da? Da. Dar, dacă utilizăm excedentar, avem la dispoziție resurse, sute de hectare. Mii de hectare, resursele subsolului, să le exploatăm, văzduhul, lacul, râul, ramu, pădurea, peștele și așa mai departe, într-o cantitate mai mare decât ne-a lăsat-o Dumnezeu, păi atunci noi trebuie să achităm moral altor oameni o contraprestație. Corect? Corect. Pentru că tu ai la dispoziție, nu știu ce faci tu cu ele că le vin și cu cât le vin, să fii sănătos. Tu le ai la dispoziție. Deci, impozitarea la bază a resurselor naturale, care acum, sigur, generic, lumea o cunoaște sub formă de redevențe, dar nu e vorba numai de asta. Taxe de exploatare, de explorare, de chiar și impozit pe terenul în anumite circunstanțe. De, da. Deci, impozitarea la bază a faptului că ai la dispoziție mai multe resurse naturale decât ar trebui, decât ar fi justificat moral. Corect? Și după aceea, sigur că poți să le translatezi în preț, poți să pui impozitare și pe, cum e TVA-ul, sau acele uh, resurse care iau calea exportului, că vorbeați înainte. Da? Putem vorbi teoretic și de taxe de export, pentru că pleacă resurse. Uitați-vă, vă dau un exemplu. În Turcia, că am fost în Turcia cu o săptămână, da? Uh, la Topkapı vizitez Topkapı și asta am văzut-o și în Liban, la Monumentele Naturale. Prețul pentru libanezi sau pentru turci în monumentele lor de intrare la palatele lor este de 200 de lire. Prețul pentru străini este de 1200 de lire. Este normal. Este A, deci fac această discu discuție. Și este justificată moral și etic. Și eu nu mă supăr că am plătit 1200. Deci, top capul al cuie, top capul e al meu. E alturcilor. de al turcilor. Și atunci, pentru turci, ei au un anume preț, ei scot, sigur că și turcul consumă resursa naturală, se plimbă prin top capă și uzează pe acolo și face mizerie. Deci e normal să plătească consumă. Pentru utilizare. Uh, pentru utilizare, nu? Are acces Cine. la... Bun. Și el acoperă, se acoperă costurile din asta. A, vii tu din altă țară la resursa mea să o vezi și îmi produci Plătești. așa? Plătești. Fair enough. De ce n-am putea extrapola chestiunea asta și la alte tipuri de consumuri de resurse naturale, nu? Gaze naturale, țiței și așa mai departe. Ar fi ideal. Deci, așa am... a fost și în Liban, așa a fost și în Turcia. De ce n-ar fi și în România? Și de ce n-ar fi nu doar la vizitări de obiective, ci și la uh, alte active uh, patrimoniale ale, valoroase ale pe care statului. Țara țara le are. E, deci, țara noastră, din păcate, ea vin de ieftin și principalii beneficiari ai resurselor umane și naturale ale țării noastre din cifre. Nu sunt cetățenii români, sunt consumatorii străini și acționarii străini. Acum... Top 350 de companii din România fac 33% o treime din cifra de afacere a companiilor din România. Polarizarea, da? Acționariatul acestor companii e predominant străin, iar cifra lor de afaceri se face și din exporturi. De acord? Deci dacă el eventual nici nu plătește impozit pe profit, deci el plătește, el îmi blochează resursa umană, noi zicem că creăm locuri de muncă, dar eu mă uit și din celălalt unghi, îți blochează resursa umană la el în companie, resursa umană formată, formată pe banii românilor, de familiile lor care i-au crescut, educația, au plătit impozite, el l-a luat de-a gata, deja fabricat, și îi cumpără timpul și după aceea are și resursa naturală la dispoziție. De acord? Și impozit zero pe profit. Dar mi-a consumat final, timpul dar, oamenilor, exact. mi-a consumat resursa naturală, că ocupă un spațiu, un teren, eventual și subsol. De acord? Și după aceea face niște produse... Le vinde și dacă a făcut investiții înainte, nu știu ce, nu știu cum, pădatoarea îi consumă pe astea. Deci, impozitarea pe cifra de afaceri, din perspectiva asta, e mai justificată moral pentru că este mult mai legată de consumul de resurse, consumul validat de piață de resurse, decât impozitarea profitului. Nu mai zic că e și mai ușor logistic de făcut. În opinia dumneavoastră. Și în momentul în care eu impozitez cu 3% pe mic și cu 1% doar dacă n-ai profit pe la mare, deja ți-am, vezi cum, vezi cum, statul prin politica de stat, prin politica fiscală, îți favorizează polarizarea la nivelul persoanelor juridice, polarizare care precede polarizarea la nivelul persoanelor fizice. Păi e în avantajul consumatorului să aibă puține companii mari? Nu, care are puțin furnizori mari. E în avantajul angajatului să aibă doar puțini angajatori mari? Nu, care are puține opțiuni de angajare. Deci noi trebuie să ne orientăm efortul și cu asta închei către răsfirare. mai respirați băieți, mai respirați